Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit pe canalul meu. Astăzi vreau să facem împreună lipii umplute cu legume și piept de pui. Să începem! Pentru această rețetă vom avea nevoie de următoarele ingrediente: 10 lipii medii, 200 ml ketchup, 150 ml sos barbecue, 200 g de cașcaval, 600 g piept de pui, un ardei gras roșu, 2 cepe medii. Condimente: sare, piper, curry, usturoi granulat și boia dulce. Pentru început ne vom ocupa de pieptul de pui. Îl vom tăia în felii cât mai subțiri. Apoi vom amesteca toate ingredientele. Și vom începe să condimentăm fiecare bucată de pui în parte. Când am terminat de condimentat puiul, îl vom pune într-un bol și îl vom lăsa deoparte până vom toca legumele. Tăiem ceapa în bucăți cât mai mărunte. La fel vom proceda și cu ardeiul, îl tăiem și pe el în bucăți mărunte. Acum vom lăsa legumele deoparte și ne vom ocupa de prăjirea pieptului de pui. Într-o tigaie vom pune puțin ulei. Eu am folosit ulei de măsline, voi puteți folosi ceea ce aveți. Vom pune fiecare bucată de pui la prăjit și îl vom lăsa să se prăjească foarte bine pe ambele părți. După ce am prăjit tot pieptul de pui, îl vom lăsa puțin la răcit, apoi vom trece la tăierea lui. Pieptul de pui trebuie să fie tăiat în fâșii foarte subțiri, eu m-am folosit de 2 furculițe. Punem fâșiile de pui într-un bol încăpător. Apoi vom trece la pasul următor. Adăugăm peste pieptul de pui, ceapa și ardeiul, o parte bună din cașcaval, sosul barbecue și ketchupul. Amestecăm totul bine, iar acum este momentul să trecem la umplerea lipiilor. Pentru început vom tăia lipiile în jumătate. Și pe fiecare jumătate vom pune din compoziția de pui și legume. Și vom rula lipia de la mijloc spre sfârșit, formând un con.
Vom proceda la fel cu toate lipiile și le vom pune în tava de copt. Lipiile vor fi așezate în formă de floare pe 2 sau 3 rânduri. Așa trebuie să arate lipiile așezate în formă de floare. Acum vom presăra deasupra cașcavalul rămas și vom da totul la cuptorul preîncălzit la 180 de grade pentru 15-20 de minute. După cum vedeți, lipiile mele umplute cu pui și legume au ieșit foarte bine, sunt foarte gustoase, le puteți servi simple sau cu un sos la alegere. Dragii mei, iată că am ajuns la finalul rețetei, sper să o încercați și voi, iar dacă v-a plăcut, nu uitați să-mi dați un like, să vă abonați. Eu vă mulțumesc pentru vizionare și vă doresc poftă bună!